E nepot de manelist celebru și a devenit cunoscut după ce a fermecat jurații și publicul la X Factor. Pe Adrian Petrache l-ați văzut însă pentru prima oară în urmă cu 4 ani la Observator, când a devenit viral cu declarația foarte emoționantă că el este singurul bărbat din familie care a reușit să ia bacalaureatul. Azi l-am regăsit pe nepotul lui Florin Salam la Facultatea de Drept, cu toca de absolvent pe cap. A terminat și facultatea. Mă numesc Petrache Adrian Mihai. Am 18 ani și sunt elev la Colegiul Național Gheorghe Lazar și sunt primul om din familia mea care a dat și a luat bacul și l-a luat cu media 9 și 13. Mărturia sinceră și carismatică a adunat atunci peste 50.000 de vizualizări, mii de reacții și comentarii pe site-ul Observator. A dat și a luat bacul și l-a luat cu media 9 și 13. Extraordinar. Și am luat 10 la economie și eram bucuros rău de tot. Aici, fix acum 4 ani, aici eram și am văzut rezultatele și nu știu, nu m-am mai gândit la nimic. A continuat să cânte și după participarea la show-ul de talente X Factor a devenit celebru. Dar n-a vrut să rămână doar lăutarul familiei, nepotul lui Florin Salam a vrut și la facultate. A intrat la drept și acum a absolvit. Am în mână diploma de absolvire, finis coronat opus, finalul încununează opera. Bunica mea crede că eu acum sunt președinte, crede că sunt și profesor. Ce poți să pățești dacă dai ceasul înapoi? Dacă schimbi kilometrajul mașinii? Senatul a votat o pedeapsă cu închisoare de la 1 lună la 1 an sau amendă. Pe TikTok traduce noțiuni juridice pentru oamenii obișnuiți ca să nu ajungă la altfel de facultăți. Dreptul în sine, ce sunt regulile vieții. Îmi imaginez că le explic ori tatălui meu, ori bunicii mele. Și dacă pot să le explic în așa fel încât să le înțeleagă și ei, nu că nu ar fi inteligenți. Înseamnă că mi-am atins scopul. Cum împaci avocatul din tine cu talentatul cântăreț? Diferența principală dintre cele două este obiectul de activitate. Ăla lucrează cu cartea, celălalt lucrează cu instrumentul. Dar amândoi, până la urmă, lucrează cu... Visul lui Adrian merge mai departe. În septembrie are examenul de barou. Până atunci însă are alte planuri mai artistice. Dacă e să vină cineva în viața mea să-l iubesc cu adevărat și să fie o dragoste, nu știu... Da, ca în cântecul tău. Ca în cântecul meu, să fie ceva puternic rău, aprins rău, drăgăstos rău de tot, ce să zic, da. Numele tău e un tatuaj în sufletul meu. Îl fac acolo să-l citească doar eu și Dumnezeu.